8:36. V-am tot spus zilele acestea că avem parteneri alături de noi la Ghicești și Călătorești pe Altex Travel, care au o mulțime de destinații de vacanțe, inclusiv exotice și circuite. Vă invităm să intrați pe altextravel.ro sau să mergeți în orice magazin Altex și să alegeți vacanța mult visată. Rezervați acum și profitați în aceste momente de ofertele cu locuri limitate. Având în vedere creșterile de prețuri din ultima perioadă, ăsta e cel mai bun moment pentru a vă rezerva vacanța, ca să nu găsiți mai scump ulterior. Și spuneam și mai devreme, avem un premiu special astăzi la Ghicești și Călătorești, sau începând de astăzi, pentru că ascundem din nou tichetul. O vacanță în Santorini, în valoare de 1400 de euro, este marele premiu dacă ghiciți unde punem tichetul de vacanță. Așadar, Santorini, un super hotel în Grecia, e asta. Un sejur de 7 nopți într-o cameră dublă cu mic dejun inclus. Vă ducem cu avionul, aveți și bagaj de la mare de cală. Și bagaj de și cală. Și bagaj, se poartă acum și e scump. Vă transferăm de la aeroport la hotel și înapoi, asistență turistică, mă rog, tot. Mamă, este ce o vacanță trebuie. Care trebuie făcută măcar o dată în viață. Ai o destinație, una dintre cele mai spectaculoase destinații posibile de pe planetă, Santorini. E un loc destul de scump, mă rog, se ajunge ușor din România. Dar, se ajunge ușor acum, de vremuri nu se ajunge. Trebuia mergeam la Atena, de acolo luam feribotul, era complicat. Dar acum se ajunge mai ușor. Da, e un loc spectaculos și poate fi vizitat, nu e insulat de mare, poate fi vizitată, poate fi destul de aglomerat. Au două vinuri excepționale acolo. Asirtico, da, Asirtico și Nihterii. Neapărat să încercați când ajungeți. Și mâncarea e diferită de restul Greciei. E un loc foarte mișto, merită mers. Adică premiul ăsta este excepțional. Și el trebuie dat până vineri, a? Păi vineri intrăm în vacanță, va trebui să ne grăbim. Da, deci cumva. Concentrați-vă bine și fiți atenți că o să fie practic mai ușor, că azi e miercuri, joi, până vineri trebuie dat cumva. 0372069599, sunați, intrați în direct cu noi și evident câștigați premiul ăsta. Ce-i, Luca? Te-ai duce în Santorini? N-ai fost? Da, nu. Trebuie mers. Știu. Te organizezi, pui bănuți deoparte. Adică un premiu ca ăsta te-ar ajuta. Da, bine. Du-te și pune mâna pe telefon, sună-ne. Bună dimineața, Maria. Bună, Maria. Bună, Maria. Bună dimineața, băieți. Bună. Ce faci, Maria? Bine, la serviciu. De unde ne suni? Din Moreni. Din Moreni. Din Moreni. Ai fost în Santorini până acum? Nu. Uite, chiar îmi doresc să ajung, am o șansă. Sunt primul care încearcă astăzi. Da, ești deschizătoare de drumuri. Hai să vedem. Da, întreabă-ne. Exact. Vă întreb, este cumva în Europa ascuns tichetul? Fiar să fie tot timpul ce pe eu. Băi, iar ne-a prins. Răspunsul este da. Bine că... Ah, perfect. Ce a mai rămas? Nimica toată. Țara are ieșire la mare? Ce să spun. Da, ce ziceai că până vineri trebuie să dăm... Câte țări n-au ieșire la mare în Europa? 2-3. Da. Răspunsul este da, are ieșire la mare. Da. Vai de mine, mulțumesc. Singur. Ce e chiar? L-ați ascuns în România? România are ieșire la mare, ieșire la mare. E în Europa? Da? Așa, așa, așa la mare neagră? Da, ieșire. Uneori e în Europa, alteori nu prea pare să fie în Europa. Răspunsul la întrebarea asta este... Nu, îți mulțumim, Maria. Mulțumim pentru întrebări. Emilian, bună dimineața! Salut, Emil! Bună dimineața! De unde ești? Câmpina. Din Câmpina. Ești pregătit să găsești tichetul și să ne iei excursia? Mă rog, sejurul. Încercăm Austria. Este tichetul în Austria? Este tichetul în Austria? Dar n-ai ascultat-o pe... Colega. Maria. N-ai auzit-o? Antevorbitoarea ta. N-ai fost atent la ce a spus Maria? Păi dacă nu suntem... Da, cred că n-am fost atent, are deschidere la mare, da? Da. Nu suntem atenți la ce spun ceilalți în jurul nostru. Ei se sacrifică pentru noi să ne ajute să găsim tichetul mai ușor. Patricia, bună dimineața! Bună, Patricia! Bună dimineața, dragii mei! Bună! Ce faci? Deci, în Europa și la mare și nu este Austria. Atunci, la mare... Noi, cred că anul ăsta, în sezonul ăsta, n-am fost în Grecia. E în Grecia? N-am fost în Grecia, ce să spun. Și dacă ne duceam în Grecia, ce schimba asta? Chiar așa.
Da. Da, domnule, e în Grecia. Da, i-am ajutat pe alții, că eu n-am cum să câștig acum, asta e clar. Uh-huh. În Grecia. Niciodată. Da. Da. Aș fi tentată să zic chiar Santorini. Păi, întreabă-ne. Întreabă-ne că... Tu decizi, da, pe, e pe Daos și pe noul tău, cum? Este în Santorini? Da, e în Santorini. Da, mă, ideile tale. Domne, nu știu să ascult în Santorini, e culme. Așa. Da, Patricia. Ce faci acum, na? Acum ce fac? Pentru că abar n-am vis în Santorini, Santorini n-am fost. Și nu știu ce... Adică mai trebuie și altceva în afară de Santorini. Da, 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 da. E, păi, pe, sunt multe locuri. E acolo, dar unde? Spectaculoase. Aolea, ai colegi pe acolo? Nu, n-am colegi, sunt acasă. Sunt acasă. Și încerc sincer să fiu, să intru repede pe tabletă. Da, să știi că nu avem prea mult timp, adică cam cât vrei să stai pe tabletă să vizitezi insula? Doamne Dumnezeule, hai că... Hai, mă, lasă-o un pic. Hai, Patricia, hai! A ajuns așa imediat, 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 Santorini, am intrat! Am intrat? Wikipedia Santorini. Patricia? Patricia? Da. Întreabă-ne! Hai! Deci, este în Fira? Este primul oraș pe care l-ai văzut. Exact, ce dai asta, măi, dacă mă grăbiți? Păi ce să facem? Stai deja de un minut și ceva, cred. Da. Ah, Patricia, Patricia. Răspunsul este nu, nu e în Fira. N-ai gândit rău, ai ajuns în Santorini, ai eliminat unul dintre orașe. Hai că e bine, mâine bag mâna în foc. Ai zis că până vineri trebuie să ne grăbim, tu ai zis, să ne grăbim, să ne grăbim, păi, să ne grăbim, să ne grăbim. Multă baftă mâine! Trezește-te în cel mai bun mod. Best morning ever! Asculți deșteptarea. First thing I turn on in the morning to wake me up. La Europa FM.